Doctor de Comedia. Eu niciodată nu mă uit cine stă în spate. Eliminați total alcoolul și tutunul. Nu, nu. Să-ți iasă din cap așa ceva. Virgil Ogășanu. Dragi ascultători, emisiunea noastră are onoarea să vă prezinte astăzi un alt mare nume al teatrului românesc contemporan, Virgil Ogășanu. Actor al teatrului Lucia Sturza Bulandra din anul 1965 și până în prezent, Virgil Ogășanu este un om împlinit din toate punctele de vedere. A avut marea șansă să lucreze alături de cei mai mari regizori și actori ai teatrului românesc, printre care amintim Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Valeriu Moisescu, Cătălina Buzoianu, Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Gina Patrichi, Ștefan Bănică și mulți alții. Actorul Virgil Ogășanu a avut marele noroc să lucreze foarte mult și la Teatrul Național Radiofonic. Sutele de roluri pe care le-a interpretat i-au adus multă simpatie și admirație din partea ascultătorilor. Portetul nostru radiofonic vi-l prezintă pe actorul Virgil Ogășanu în complexitatea nuanțelor sale interpretative. Comicul său, de o factură aparte, este foarte bine reliefat și de ultima sa colaborare radiofonică din decembrie 2009 în comedia absurdă Coaforul cântăreței Chele, de Miloș Nicolici, în adaptarea radiofonică și regia artistică semnată de Mihai Lungeanu. În fragmentul ales, alături de Virgil Ogășanu, îi veți recunoaște și pe Adriana Trandafir, Alexandru Georgescu și Cătălina Mustață. Incredibil ce fenomen ciudat! Telefonul nu mai sună. Doamnelor, nu știu dacă ați observat acest fenomen și la teatru. Nu, deși mergem des la teatru. Miercurea și vinerea obligatoriu, iar sâmbetele nu le scăpăm în niciun chip. Nu-i așa, drăguțule? Așa e, drăguț, așa e. Și cum se face că nu v-am văzut niciodată acolo? Stăm la trei rânduri în spatele dumneavoastră, de aceea nu ne-am văzut niciodată. Așa se explică lucrurile așa, pentru că eu niciodată nu mă uit cine stă în spate. Exact. Și nici noi nu ne uităm cine stă în față. E clar, pentru că de aceea nu ați observat acel fenomen ciudat. La teatru, atunci când sună telefonul și ridicați receptorul, telefonul sună în continuare. Un fenomen absolut ciudat. Așa e. Noi n-am observat asta niciodată, deși mereu privim înainte. Nici eu nu mă uit în spate, dar l-am observat, iar acum îl urmăresc cu mare atenție. Iată, sună din nou, îmi dați voie. Alo? Da? Da, madame, da? Pieptenul? E la mine, da. Nu, nu vă faceți griji, nu, l-am verificat, întotdeauna îl port la mine. Știți bine, madame, că niciodată nu mă despart de el. Întotdeauna la dispoziția dumneavoastră. Sigur, sigur, venim imediat. Și eu și pieptenul dumneavoastră. Da, madame, da. Veți fi așa cum ați fost întotdeauna. Sărut mâinile, madame. Ia stați puțin. Nu cumva pieptenul acesta este... Ba da. Poftim. Verificați-l cu atenție. N-are niciun dinte. Pieptenul cântăreței Chele. Numai ea folosește un astfel de pieptăn. Uite, niciun fir de praf. Da. Păi asta înseamnă că dumneavoastră sunteți... Imposibil. Păi e posibil. Acesta este el. Dumneavoastră sunteți coaforul cântăreței Chele? Eu sunt. Dar dumnea ei ce face? Excelent! Se piaptănă în același fel ca și până acum. Oh, minunat! Minunat! Nici n-ar fi bine să-și schimbe tabieturile. Nu-i așa, drăguțule? Așa e, drăguță. Așa e. E scandalos!
Da, poftim? Chiar și cei chei ar trebui să-și schimbe măcar felul de a se pieptăna. A fi chel la jumătatea secolului 20 nu e același lucru cu a fi chel la începutul secolului 21. Ați fi putut măcar să cumpărați un alt pieptene și să o coafați altfel decât până acum. Ea trebuie să se pieptene ca și până acum. Cine este chel trebuie să rămână chel așa cum a fost. Bineînțeles. Prostii! Chelioșii nu pot opri roata progresului. Doar niște coafori nepricepuți și fără imaginație ai unor cântărețe chele ca acesta de aici. Doamnă, doamnă, doamnă. Niște tradiționaliști nu din convingere, ci din neputință să țină pasul cu timpul. Nu, nu, nu e adevărat. Vă rog, dați-mi pieptenul înapoi. Este o adevărată relicvă. Nu este decât un simplu pieptene fără dinți. Nu e adevărat. Numai pentru dumneata a încetat să fie un lucru sfânt. Dă pieptenul. Poftim, domnule coafor, luați pieptenul. Mulțumesc, fără acest piepten sunt un nimeni. Atunci când voi înceta să cred în acest piepten, voi fi nimeni și nimic. Nu înțeleg de ce nu sună telefonul. De ce nu sună? Ah, iată că totuși sună. Ridică receptorul și el tot mai sună. Ce fenomen ciudat. Alo? Da? Da, madam? Vin imediat. Cum să uit pieptenul, madam? Se poate? Madam, da. M-a întrebat dacă aveți pantofi pentru ea. E, poftim! Vai, ce emoționată sunt! Deci ea v-a trimis pe dumneavoastră la mine! Oh, ai auzit, scumpule? Așa e, drăguță, așa e. Și ce număr poartă? 44. E normal, un număr mai mic nici n-ar fi fost pe măsura reputației ei. Noi nu ținem numere așa mari. Pentru madame, dacă trebuie, găsim și 46. Oh! Va fi măgulită, desigur. Desigur, desigur. Dorește cineva o omletă? Nu, nu, nu. Dar două ochiuri? Ah, pentru Dumnezeu, nu, nu. Mă rog atunci, eu vreau. Hai, dumneata, mergi în depozit și adu doi, nu, trei pantofi. Trei? Da, trei. Casa face cinste cu un pantof. Casa face cinste cu un pantof. Fata de prăvălie coboară treptele repede, tropăind și îngânând-o pe vânzătoare. Exact în acest moment, telefonul sună din nou. Ridic brusc receptorul, dar el mai sună încă o dată. E incredibil, dar e minunat. În receptor se aude o voce subțire și grăbită, care întrerupe brusc convorbirea. O doamnă tânără și blondă cu o fustă scurtă și roz cu unghii frumos aranjate, da? Întreabă dacă sunt aici domnul sau doamna și îmi închide telefonul. Da? Ce fenomen incredibil. Da, eu trebuie să plec acum. Trebuie să fiu neapărat în anumite zile, la anumite ori, într-un anumit loc, cu un anumit piepten. Mi-a făcut plăcere. Da, dacă ați rata măcar o singură zi, știu, totul s-ar da peste cap. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc la așa ceva. Ar fi o adevărată catastrofă. Da. Voi veni altă dată după pantofii pentru madame. Da, știți, curajul ei de a fi cheală este absolut fascinant. Vă rog să-i transmiteți că sincer o admir. Da, bineînțeles, bineînțeles. Cobor apăsat pe scări, dar nu plec. Și așa pot să observ cum vânzătoarea rămâne supărată și nervoasă, iar soțul se întoarce șontâc, șontâc pe scaun, reluând senin cititul ziarul. O altă comedie, Curajul femeii în dragoste, de Felix Anton Riza, și un alt rol în care talentul comic al lui Virgil Ogășanu dezvăluie o altă fațetă interpretativă.
se confruntă în replici savuroase cu Tamara Buciuceanu Botez, Ileana Stana Ionescu, Ion Haiduc, Monica Ghiuță. Ah, vezi cine e? Da, cine o fi? Aaaa, domnul doctor Ionescu! Da, da. Poftiți, intrați! Vă mulțumesc! Poftiți! Am trecut să văd cum se simte doamna. Da. Stimată doamnă, am auzit că ați fost internat în spital. Mulțumesc, domnul doctor, mulțumesc. Mă simt bine, ca la 40 de ani. Tânără, frumoasă și în putere. Astea au fost întotdeauna cele mai importante calități ale mele. Și modestă. Nu e așa, Gicușo? Da, cine-i pe lume? Domnule doctor, parcă nu v-am mai văzut în halatal. Vai, dar ce bine vă stă! Sunteți ca un doctor adevărat? Adică cum, madame Samate, și ce, acum nu mai sunt? Vai de mine. A, asta pentru că nu mai lucrez în spital. Vai de mine, domnule doctor, nu! Nu asta a vrut măduța să spună. Da, bineînțeles, bineînțeles, vreau să zic că nu mai sunteți activ. Și totuși, să știți că mă interesează profesiunea mea. Iată, uitați, aici. Ia uitați ce am aici. Aici am toate fișele vecinilor din bloc cu toate problemele lor. De aceea am vrut să o trec și pe doamna Stamate cu ultimele. Doamna Stamate, stați că v-am pierdut unde... Da, gata. O să vă trec cu ultimele evoluții ale cazului. Vă mulțumesc, domnule doctor, dar să știți că nu am avut nimic grav, doar probleme cu scumpul meu soț. Mă duc eu... Lasă, dragă, am încheiat discuția asta. Eu mă duc să mă aranjez puțin și să vă aduc ceva. Vin imediat. Mulțumesc mult. Ce femeie, domnule! Nici n-ai zice că acum câteva ore era pe un pat de spital. Da. Extraordinar. Da, e o femeie și jumătatea. Da. E jumătatea mea. Da. Ce fișe aveți aici, domnule doctor? Ce fișe? Așa. Cum v-am spus, analiza și evoluția indicilor psihomotorii și de comportament ai tuturor vecinilor din blocul nostru. Așa, pe gratis? Pe gratis. Pasiune veche, ce să vă mai spun. Medicul rămâne medic până la sfârșit. Așa e. M-aveți și pe mine acolo, pe fișă, nu? Cum să nu, stați puțin. Unde e fișa albastră? Ia, uite, așa, da. Ia uitați aici. Ia. Stamate Gheorghe, fiul lui Radu și Aleu Frosini, născut la 21 decembrie 1926. Eu? Iar fișele de alături sunt cazuri speciale, izolații, necomunicativi. Asta în funcție de problematică. Ia uite cine e. Ia uite pe cine am eu aici. Cine? Colonelul și profesorul Dumbrăveanu. Veanu. Îl știți, da? Care e în studiu acum. În studiu, da. Doamna Prichici l-a avut sub observație și a adunat niște date noi despre el. Ce? Păi vreau să... Nu, las că le discutăm mai bine de seară. Da. Sper să veniți la ședința obișnuită, da? Vin. Da. Eu, domnule doctor, unde sunt, în care fișă? Data ești la diagnostice nedefinitivate. O fi de bine, o fi de rău? Nu știu, le vedeți ultimul consult, cam de mult l-ați făcut în 2-a, 5-a. Și ce scrie? Păi uitați, adică nu, că vă uitați degeaba, că un neinițiat nu poate înțelege ipoteze de lucru, variante de diagnostic, dar când apar probleme, eu vă consult. Păi au cam apărut. Pune canapeaua, întindeți-vă pe ea. Da. Așa, desfaceți. Care mână? Stânga. Stânga, așa. Poftiți. Cât ați avut tensiunea ultima dată? 12:8 sau 7, nu mai știu. Păi asta e, păi vedeți, mie îmi trebuie doar bine? Nu prea. Păi vezi? Doarme tun, domnule doctor. Am adus cafeluțele. Serviți-vă. Tot mă întrebam dacă are poftă de mâncare. Aveți poftă? Mama, dar se străduiește, săraca. Stări de anxietate? Celea? Adică oboseală? Asta, da! Da! Că unor nu-mi vine să mă dau jos din pat. Dar să știți, domnul doctor, că eu tot alerg. Da, fac jogging în fiecare dimineață, așa cum mi-ați recomandat. E fragil, domnule doctor, ceva de speriat. Răcește numai când se gândește că e frig afară. Uite! Ia spuneți-mi, câte piese ai mai adunat în ultimul timp la colecția dumitale de chibrituri? 18!
Da, de ce? Pentru că dacă polarizăm totul pe o variantă egolitică, adică megalomanică, predilecțiile pe care le ai dumneata, așa, pot fi încadrate la cazuri speciale. Aoleu. Sper că ai înțeles. Ce păcat că v-au pensionat, domnule doctor Ionescu. Mă duc să aduc siropul de mere. Da, mă rog. Așa, stați un pic, a ieșit. Domnule doctor, să știți că uneori visez, domnule, că mă deplasez în spațiu cu o rachetă americană. Nu se poate. Da, e grav, domnule doctor. Mi-ar trebui o investigație mai complexă. Dar până atunci, eliminați total alcoolul și tutunul. Puteți? Pot. Da. Și femeile? Nu. Orice tratament medical e bun când nu afectează viața de familie. Așa, da? așa, da. Credeți că după tratament o să mai vină? Cine să vină, dragule? Cine? Cine să vină? Cine să vină? Profesorul de la etajul 4, Dumbrăveanu. Profesorul. Da, nu știu, de ce s-o fi izolat așa de brusc de noi? Da. Doar nu l-a jignit nimeni, aveți vreo explicație? Mai multe chiar. Trebuie să vedem diseară notițele doamnei Prichici, pentru că ea l-a avut sub observație săptămâna asta. Dar vă rog, serviți-vă cu un sirop și prăjiturile sunt de casă. Luați, serviți. Vă ascultăm, vă ascultăm. Vă rog, vă ascultăm, dați-mi voi numai o secundă. Vreau să vă explic că... Gata, liniște. Da, nu mai vreau, mulțumesc. Da, da. Procesualitatea psihozei discordante se diferențiază clinic prin coexistența sindromului solipsis, nu trebuie să mă mai spun ce e solipsis, da, nu știu, da? Care exprimă descompunerea trăirilor autistice prin înstrăinarea de la condiția umană. Corelat cu sindromul negativist, așa? Care încorporează totalitatea fenomenelor de negativism consecutive nihilismului de altitudine sau chiar de atitudine. Asta-i! Nihilism! Opoziție activă și nihilism! Bravo, doctor, ai pus punctul pe i! Ce frumos ați vorbit, domnule doctor Ionescu, vai! Mai mare, dragul! Mare păcat că v-au pensionat! Ah, vârsta, domnișoară Voina, vârsta nemiloasă care nu iartă pe nimeni! Credeți că eu nu resimt încetarea activității medicale? Puteau să vă dea o catedră la medicină, puteau! Un om de valoare dumitale nu se scoate așa cu una, cu două la pensie! Te rog, micule, te rog, nu te enerva! Da, cum să nu mă enervez, ciripel? Nu te enerva, un om în floarea vârstei, o capacitate medicală de care medicina ar avea nevoie, trecută pe linie moarte, așa, la numai 70 de ani, dar pe ce criterii, domnule? Vârsta? Nu, că au mai fost și alți factori în afară de vârstă, domnul Stamate. A, vedeți? Au fost și alți, eram convins, convins. Da, ce factori, doctore? Invidia, stimată doamnă Prichici, invidia colegilor de breasulă, mâncătoriile și intrigile prin care au fost întotdeauna discreditate la noi valorile autentice. La radio, Virgil Ogășanu a colaborat în egală măsură și la emisiunile de divertisment. Următoarele două momente pe care vi le prezentăm au fost înregistrate la emisiunea Ora Veselă. Îl secondează din nou Tamara Buciuceanu Botez, Valeria Ogășanu, Valentin Todosiu. Ce frig e! După ce că vremea e cum e... N-ai băra de a văzut măcar o coadă de pește. Ia, s-a isprăvit și șlibovița. Parcă o aud pe zgâtea de soacră mea. Iar ai venit amărâtule cu mincio gogol? Că de când ești șomer și te-ai apucat de data pește, mai mult cheltui ba cu trenul, ba cu momeală, ba cu băutura, cu mâncarea, iar de adus nici cât să pui pe o măsea. Da să mai te și saturi. Ar fi trebuit să o aduc aici. Uite aici, colea, uite așa. Să-i pun bățul mână și să... Liniște, mișcă pluta. Oh, te pomenești că o fi ceva ca lumea. Să beau o șlipnocă, să te mică. Prea e nervos. Așa.
acum... O amețită de față? Asta ca să mă omoare zgâtea aia cu zile. Nu mă credeai. Panaite, mamă, când îți tot spuneam că pescar ești de două feluri, adevărat și ghinioniști. Și eu de care sunt, mamă, soacră? Ghinioniști cumva? Încă ar fi bine. Numai că tu ești un jaf de pescar. Ce? Ești, cum îi zicem, un utilizator ilegal de râme. Hei, omule. Cine ești? Cine tu, tu, omule. Unde ești? Nu te mai frământa atâta. Află că eu, așa mic, cum mă vezi, sunt peștișorul de aur. Nu se poate, tu ești peștișor? Da, de aur. Aruncă-mă, te rog, în baltă și o să-ți îndeplinesc pe loc cea mai arzătoare dorința ta. Vrei? Zău? Uh-huh. Hai, te rog. Păi stai, atunci dacă... Atunci ia fă să mă regăsesc când mă întoarce acasă printre cei mai bogați 300 de români. Oh. Ei, chiar așa imediat, n-am cum. Deci? Durează. Durează cel puțin 2-3 ani. Altfel te cheamă de neaur, să dai cu subsemnatul cât de mare miliardar ai fi. Uite așa. Stai. Atunci fă din soacră mea un înger de femeie și gata, te-am aruncat în apă. Din soacră? Un înger de femeie? Exact. Una care să mă aștepte în prag și să-mi spună de cum mă vede. Lasă, generică, nu te amărâ. Care balta pește? Mai degrabă hai să mănânci și tu o fripturică, să bei o berică și să tragi un pui de somn, că ai fi obosit. Poți să mă fericești cu o astfel de soacră? Ce spune aia din aur? Că ai vrea să te numeri printre cei mai bogați 300 de români? Așa-i cum auzi, stimabile, una e să pescuiești într-o apă limpede, la lumina zilei, și alta e să te spetești aruncând volocul în, cum zic, ofticoasele de ziare, abisurile întunecate ale economiei subterane. Cum adică, nu e același lucru? Nu tot pând de la plute și nu tot hrați peștele? Așa e, numai dacă abordăm latura simplistă a fenomenului. Ca specialist în domeniu însă, te asigur că în orice împrejurare cheia problemei o reprezintă momeala. Cum ar fi? O pilă, de exemplu. O ce? Domnule, fii serios, la ce poate folosi o pilă ca momeală? La ce? La obținerea unui fond fare, să zicem. Unul, evident, nerambursabil. Doamne, ce simplu. Iată și alt incitant exemplu. Fii atent aici. Simți așa nevoia unei vile dintr-aia boierească de 15-17 camere, a? Da. Păi ce crezi că trebuie să folosești ca momeală? Păi... Iar m-ai prins, habar n-am. Eram sigur, gândește-te puțin așa, ce? Câteva certificate de moștenitor. Auzi? Păi nu vezi că e la modă. Da, auzi, dar așa, pentru femei, ce momeli sunt eficiente? Până se stinge lumina, promisiuni, minciunele, păcălele. După aia e mai dificil. Odată te trezești că spune una o momeală în cârlig, de plătești pensia alimentară două decenii. Pricepi? Păi cum să nu? Dar ceea ce nu înțeleg eu e cum ai ajuns dumneata, un adevărat exeget între ale momerilor, să intri în colimatorul de neaur. Lasă-mă. Oh, Doamne, evident că de la o momeală mi s-a tras. Da. Naiba știe cum de-am ciupit. Uite atâta era teancul de valută. Valută? Mamă, de care? Ei, de care? Din aia pe care scria mită.
Printre prietenii de scenă, dar și de microfon, s-a numărat și regretatul actor Florian Pitiș. Acum un alt moment de virtuozitate ales din fonoteca de aur a umorului, care demonstrează încă o dată talentul lor de excepție. Cine? Cine e asta? Cine? Cine e acolo? Cine? Cine ești? Cine să fiu? Moartea! Cine? Moartea! Moartea? Ascultă, poți să iau loc, că era să-mi rup gâtul. Uite, tremur ca o frunză. Cine ești, n-auzi? Moartea, domnule, nu înțelegi? Ai un pahar cu apă? Apă? De unde? Moartea? Cum adică moartea? Dar ce-i cu tine? Tu nu vezi costumul negru și fața albită? Ba da. Dar ce, e bal mascat? Nu. E, nu? Nu? Atunci sunt moartea. Da. Acum poți să-mi aduci un pahar cu apă? Poate să fie și minerală. Mă duc imediat. Eu cred că asta e o glumă. Ce glumă? Ai 57 de ani? Da. Ned Ackerman, nu? Da. Strada Pacific 118, nu? Da. Numai dacă nu cumva am încurcat borcanele. Unde-o fi citația aia? Unde am pus-o? Citația asta e puțin. Ce vrei dumneata de la mine? Cum ce vreau? Dacă sunt moartă, tu ce crezi că vreau? Eu cred că glumești. Starea sănătății mele excelentă. Uite, este mă simt foarte bine, este da? Este excelent. Excelent, da. Dar știi că e frumos la tine? La mine? Aha. Păi știu că e frumos. Ți-ai aranjat singur casa? Da, am avut o decoratoare de interioare, dar am ajutat-o și eu și, și noi. Uite și ce? Fotografii. Da. Da. Ador copiii ăștia cu ochii mari. Auzi, eu stai puțin că nu plec, nu vreau încă să plec. Tu nu vrei să pleci? Nu vreau să plec. Te rog frumos să nu încep cu lucrurile de-astea. Și așa mi-e rău de la cățărat, așa că... Ce cățărat? Care cățărat? M-am cățărat pe burlan, am încercat o apariție cât mai dramatică. Păi uite, adică stai puțin, mi-ai rupt burlanul? L-am rupt. Păi l-am rupt, dacă spui că l-ai rupt. Nu, stai puțin, că nu s-a rupt, s-a îndoit puțin. S-a îndoit? Păi n-ai auzit nimic, că m-am izbit de pământ. Păi ce să mă auzi, eu citeam, nu stau să... Înseamnă că erai foarte cufundat în lectură. Păi eram, ascultă, doamnă, e foarte târziu. Și era toamnă, da, știu. Nu m-a luat pe mine cu chestia asta, arăt eu a doamnă, dar... Știu, domnule, înțeleg, eu sunt... Mare, n-are rost să zic. Mergi sau nu mergi? Unde să merg? Eu sunt moartea, domnule. Ia lucrul acela, fericitele tărâmuri de vânătoare. Stai puțin că eu am nevoie de timp. Nu vezi că nu sunt încă pregătit? Domnule, îmi pare foarte rău, nu am ce să-ți fac. Eu aș vrea, dar e deja timpul. Hai, să fie deja timpul. Eu tocmai acum lucrez la niște modele unicat, studiez. Lucrez la modele, la ce-ți folosesc? O să le vinzi și ce mai contează 2-3 pori în plus? Păi 2-3, păi ție ce-ți pasă? Voi aveți probabil toate cheltuielile acoperite. Vrei să vii acum sau nu? Ia întoarce-te puțin. Da? Da? Nu. Eu nu pot să cred că ești moartă. Nu ești moartă. Nu. Și de ce nu mă rog? Păi uite că nu. Dar cum ți-ai imaginat dumneata că sunt un fel de Marilyn Monroe? Nu, asta e problema. Nu. Îmi pare rău că te-am dezamăgit. Nu știu ce să zic. Auzi, eu am crezut așa întotdeauna că ești, cum să spun, ești mai... Adică mai înaltă, vreau să spun. Da, în calitatea mea de doamnă am 1,65 m, este înălțimea medie la greutatea mea, așa că e foarte normal. Știi că... Uite ce e cazul. Auzi? Ia ridică. Da? Semeni puțin cu mine așa dacă stau să mă uite mai bine. Domnule, nu te înțeleg. Cu cine ai vrea dumneata să semăn? Că sunt doar moartea ta. Lasă-mi puțin timp. Mă te rog, încă o zi. Încă o zi? Da. Nu pot. Ei, cum nu poți? Păi nu pot, cum aș explica eu? Încă o zi, nu zici ce să explici, încă o zi, adică 24 de ore, atât că... 24 de ore, ești nebun, la radio s-a anunțat pentru mine ploaie. Ascultă, nu putem să aranjăm așa într-un fel... Joci Gin Remi? Joc Gin Remi? Ei, nu se poate! Eu să nu joc Gin Remi? Păi mă întreb ca și cum... M-ai întrebat ce, Parisul oraș? Asta e bună, nu? Da, extrem de bună, da. Stai că spune ce fac acum, bravo. Nu, să nu cer să faci vânteri cu mine, că nu-ți... Jucăm Gin Remi. Dacă câștigi, plecăm imediat. Dacă câștig eu... Auzi, îmi mai dai ceva timp. Dar puțin, nu mult. Știi cât? Așa, o zi, 24 de ore. Timp de Gin Remi acum? Hai, dacă tot zici că ești așa grozav. Hai, mă, un pic, auzi, un pic. Gin Remi. Gin Remi, ha? Gin Remi. Hai, nu? Nu e așa? Hai, vezi?
E parcă așa. Ai, bravo! Auzi, no, dar vezi și tu cum se cade. Nu iau o jumătate de oră. Pac, 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 pac. N-ar trebui. Da, auzi, că stai cam cărțina de mână. Da. Nu te mai îmbala. Stai, relaxează-te puțin. Mai fă-ți voi așa cum o stă. Așa. Bine. Așa, așa. Bine. Hai. Să. Hai să jucăm. Așa. O să mă relaxez și puțin. Așa. Poate că nu trebuie să pun căul mai chiar așa, dar... Hai, joacă, hai, joacă, joacă. Joc eu, dar până una alta, uite, nu, e carte după carte. Stai, uite, uite, bă, n-ai voie, păi n-ai voie să te uiți prin cărțile de pe masă, păi, dar bă, pe cumva. Nu, nici nu, te-ai uitat, păi, n-am văzut de acolo. Care era închiderea? Păi, eu patru, ce patru? Închid? Închizi deja? Am zis eu că închid? Da, cum atunci? Nu te-am întrebat decât care e închiderea. Păi, eu n-am întrebat decât la ce să mă aștept. Da, hai, joacă, joacă, nu mă mai ține. Mă rog, hai să jucăm. Da. 68, stai puțin să adun aici. Așa. Și cu ăsta, deci pe ăla. Vezi, ah, 68, ah, gata, ce ți-am spus? 115? Ăsta este. Bravo, ai pierdut! Ai am pierdut. Știut eu că nu trebuia să arunc noarul ăla, n-ai gata, bă, amice, bă, pe mâine te văd, deci mâine. Cum mâine, că mă vezi mâine? Mâine, 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 mâine am câștigat o zi în plus, acum lasă-mă, du-te, du-te. Dar poate că ai vorbit serios? Păi da, n-am făcut un târg? Băi, am făcut un târg, dar... Nu m-a luat pe mine cu niciun dar, am câștigat 24 de ore, așa că mâine vin o mine. Hai, 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 na, 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 stai, că nu mi-am dat seama că miza era de fapt timpul. Păi ăsta e necazul cu tine, că ar trebui să fii mai atentă, dar nu ești, că n-ai... $100. Ce face? Nu mai auzit, ce scrie aici? $28! Da, scrie negru pe alb, n-ai ochelari, ia uite de aici. Hai, scoate banii. Scoate banii, nu mai te uita. Am eu ceva hârtii, dar... Nu-s $28. Nu-i nimic, că eu accept și cecuri, dă-mi din cec. Contul cui să-ți plătesc eu? Auzi, ia uite cu cine fac eu afacere aici. Ia uite cine mă... Perfect, dar m-am judecată. Ce să te... Am eu cont curent? Bine... Mă rog, hai, dă ce ai, că și suntem închid, hai. Uite, vin din nou mâine și încerc să-mi iau revanșa. Că ar fi spus, sigur, am încurcat-o. Bine, gata, bine, bun, de acord, cum vrei tu, jucăm pe dublu, însă am șanse să mai câștig o săptămână sau o lună la stilul tău de joc. Poate câțiva am buni. Până un alta, eu sunt în pom. Pe mâine, pe mâine, hai, da, hai, hai, hai. Nu știi unde e un hotel bun pe aici? Nu cunosc, nu știu, caută. Ce vorbesc de hotel, că uite, nu mai am niciun ban. Lasă. Mă duc să stau pe o bancă, în parc, iau și ziarul ăsta. Lasă ziarul, nu, că ăsta e ziarul meu, te rog, pune ziarul, afară, hai. Da, da. N-am putut să-l iau pe ăsta și gata. Mi-a trebuit să-i joc cărți, 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 ies pe ușă, dar vezi, da, vezi să ai grijă să nu te împiedești de cobor de acolo. Da. Hai, haide. Alo? Mo? Alo? Mo, eu sunt. Ascultă, nu știu dacă cineva se ține de glume sau nu știu ce se întâmplă, dar la mine tocmai a fost moartea. Mă rog, sau cineva care pretindea că e moartea. Dar, Mo, Mo, eu așa o încurcă lume? Alexandru Darian a fost unul dintre regizorii emisiunilor de divertisment care de-a lungul anilor a făcut apel la profesionalismul actorului Virgil Ogășanu. Iată-l acum în emisiunea Și totuși se glumește, împreună cu un alt coleg de scenă și de microfon, Petre Lupu. Că tot ce e pe lume mișcă, mă rog, mai mult sau mai puțin, este un adevăr pe care nu-l găsești numai în vine. Și urmând pilda generală, se mișcă, iată, și pământul, se mișcă, se învârtește. Unii au izbodit asta cu gândul. Istoria ne spune cum că rămasa credincios ideii, chiar dacă a fost pusă abjure, și Galileo Galilei. Și dacă Galileo astăzi ar fi pe aici să se abată, ar constata ce greu se mișcă mașina noastră democrată. Însă, văzând că de pe buze, tristă sau nu, gluma pornește, ar constata iar Galileo că totuși se glumește. La ce ziar spuneai că lucrezi? La Corriere di Pisa, exact. Da, mare umeniță să fii plătit de ăștia.
Stai, vine, vine mai aproape, hai. Da, vă rog. Ia loc, ia loc. Da, stai. Mulțumesc, da. Ia și mi-ai mâncat în seara asta. Nu, dar... Pisa, pisa, burgul copilăriei mele, al tinereții fericite, al nebuniilor fără seamă. Ia spune-mi, cine mai locuiește acum în casa aceea veche, aia cu o viță sălbatică din fața primăriei? Ah, e, nu. Știi că cândva... Stătea acolo anume Silvana, Silvana San Maestri. San Maestri. Primul meu mare amore. Ah, mlădioasă ca o trestie, n-am să uit niciodată. Cred că era prin 78. 78, deci? Nu, 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 ba nu, nu, 78, așa, așa. Așa, da. Ce viață, domnule. Da, ia, 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 spune-mi, ce dorești de la mine, signore jurnalista? Ia zi. Păi, nu, stai, stai. Nu, nu. Să-ți iasă din cap așa ceva. În chestiunea asta nu mai avem ce discuta. Lăsați-mă în plata domnului. Altfel mă apucă furile. De câte ori aud vorbele astea idiote, îmi pierd cumpătul. Totuși, iartă-mă, sunt cam eu de la mânie. Ce să fac, nervii, da. Trebuie să recunoști din atac că închisoarea Sfintei Inchiziții nu prea amenajează sănătatea individului. La urma urmelor, omul obișnuit trece prin clipe și mai grele. Dar minte un matematician sau un fizician. Da. E pur si move. Bă, sună frumos, nu? Sigur, e pur si move. Pur si move. Și totul da. Se învârte, da? Da, da, da. Mi-au atribuit drept unic merit doar o simplă și banală propoziție. Pur și simplu. Lua iar dracu să ia. Da, mă urmărești sau ceva? Dracu să ia. Da. Nu, fii atent, fii atent. Asta nu trebuie să scrii, nu, degeaba. Nu, am șters. Sunt lucruri pe care nu dau doi bani. Vă rog, domnule. Sunt fapte la care țin foarte mult. De exemplu, da. Pe faptul că l-am apărat pe Copernic pe un mare preț. Da. Pe închizitori... Nu interesa însă pe ce anume pun preț și pe ce nu pun. Da, probabil. Da, în fața lor eu nu eram vinovat pentru că descoperisem noi corpuri cerești sau noi legi ale fizicii. Da, da. Culpa mea era aceea că nu vreau să mă supun voinței lor. Că le scap printre ghiare. Că mi-au crescut coarnele. Așa? Păi da, așa se explică faptul că binefăcătorii mei, cei mai fideli, erau la urma urmei doi prăpădiți de dominicani. Pater Cacini și Pater Lorin, care în ferocitatea lor m-au și denunțat inchiziției. Ei, vezi, ei vreau să-mi asigure nemurirea pe baza cuvintelor astea blestemate, da, 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 că totul se învârte. Da, 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 da. Niște idioțeni care sună ca și roata morii se învârtește, polborosit de azi de orice țâncă. Nu cred de că n-ar fi fost cei doi dominicani și toată porcăria aia de proces și tortură, pe acum... Acum eram considerat doar un simplu om de știință, ale cărei lucrări le cercetează aici și acolo câte un specialist, da, și... dar așa, așa am devenit un erou vedetă, un martir neînfrânt, demn de ovaționat, despre care până la urmă trebuie să se știe doar că îl chema Galileo Galilei și nimic mai mult. Dracu știe cum e mai bine. Da. Oricum, eu te rog să nu pomenești asta în articolul dumitale. Dacă așa stau lucrurile, e bine că individul a lăsat totuși ceva... posterității. Umorul elegant și subtil este pus abil în valoare de interpretarea fără egal a actorului Virgil Ogășanu în următoarele două scenete, Pisălogul și Faptele. Se întrec în replici Ileana Zărnescu și Dan Condurache. E închis! Citiți-vă rog orarul, nu insistați! Dar ce, nu înțelegi de vorbă bună? E închis! Dar 3 minute! Nu se poate! 2! Face monetarul! 1 minut doar! E închis, ce n-auzi? Câteva secunde, doar câteva secunde, vă rog! E un caz grav, e vorba de viața unui om! Ce caz grav, ce viață, ce doriți? Să treacă ăla! Cine să treacă? Asta, o cravată, vă rog. E, vă arde de glumă? Aici se vând numai articole pentru femei. Atunci dați-mi o cravată de damă. Ce ai? Ce s-a întâmplat? Ce dorești de fapt? Orice, un articol pentru femei, indiferent, o poșetă, un nasul rezimțat, o agrafă de păr, o pijama de damă, o bicicletă de damă, un elicopter de damă, un transatlantic de damă. Te rog să fii serios. Sunt foarte serios, dacă nu aveți asta, poate aveți o ușă care iese în spatele magazinului. Ce ai? Stai. Te doare ceva? Nu doare, ce transatlantic, ce ușe? Care dă în altă stradă. Ți-e rău? Nu mi-e rău. Să-ți dau un pahar cu apă? Să-mi dai ceva, așa ceva să mă facă nevăzut. Vai de mine! Nevăzut. Da, ți-e rău, rău nu, de tot. Rău, nu, ce-ai pățit? Te-ai lovit la cap? Nu, mai rău. Sunt urmărit. Aoleu!
Ai furat ceva? Ești hoț? Săriți, hoți! Ia uite! Mai bine uite-te în stradă. Mă uit. Și ce vezi? O stradă. Deci lasă strada, vezi un om? Văd mai mulți. Lasă-i pe ea mulți. Vezi unul îmbrăcat în maron dungi cu o umbrelă în mână? Văd. Ăla e. El mă urmărește. I-ai luat banii. I-ai luat nevasta. Nu ți-am spus că nu sunt hoț. Atunci de ce te urmărește? De ce? E un spion. Ai vreun document secret ascuns în talpa pantofului? Am citit eu un roman în care... Nu am niciun document secret, ăla nu e spion, nu e păgubaș, nu e nici... Nu e nimic din toate astea. E altceva. Ce? E... pisălog. Pisălog? Da, pisălog. Dumneata, știi ce e un pisălog? Păi... Păi nu știi nimic? Pisălogii au distrus oameni, orașe, țări. Nero nu nebunise din pricina unor virus, nu! Avea un sfetnic pisălog care îl ținea ore întregi în ședințe de analiza tronului Romei. Caligula nu ținea calul lângă el în casă pentru că era nebun, nu! Ținea calul lângă el ca să poată fugi mai repede dacă apărea un pisălog. Adică? Adică... mai e acolo? Mai e? Și ce face? Se uită în jur? Mă caută. Caută prada. Dacă a pus mâna pe tine, te apucă de un nasture, te mânecă, de revește, ține și spune și-ți povestește și te toacă la cap. Și timpul trece și tu nu vezi nicio scăpare. Din punct de vedere biologic, pisălogul e o vietate vertebrată, bipedă și cuvântătoare. Mai ales cuvântătoare. Mai e acolo? Nu! A dat din numer și a plecat. Precis? Precis! Atunci dați-mi, vă rog, niște scutece. Scutece? Da, scutece, fiindcă dacă am scăpat și de data asta, mă pot socoti un nou născut. Vă ascult, să auzim cum s-a întâmplat. Păi, și așa, acest nefericit de Popescu. Mai aproape de subiect, vă rog, numai fapte, vă rog. Înțeleg, voi încerca să fiu cât mai scurt. Și așa, acest nefericit de Popescu. Iar așa nu o să terminăm niciodată. Eu vreau să aud numai fapte, ce a făcut, de ce a făcut, cum a făcut, unde a făcut, când a făcut. Scurt. Mă rog, scurt. Dacă nu o să mă mai întrerupeți, eu... Păi cum să nu vă întrerup când o întindeți, când o lungiți așa? Relatați în propozițiuni scurte, simple, altfel nu o să terminăm niciodată. Poftim. Bine, și așa, acest nefericit de Popescu... Ați mai spus-o. Eu vă rog la subiect. Bine, dar chiar asta am vrut. Eu cred că am fost destul de clar. La subiect, adică lapidar. Da, și așa ce tot și așa și iar așa. Nu înțelegeți? Eu vă rog la concret. Bine, așa. Acest nefericit de Popescu. Ascultă, omule, ai rugat să fii primit ca să-l reclam pe Popescu. Foarte bine, dar încep să relatezi nu despre ceea ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și când s-a întâmplat, ci-mi tot spui părerea dumitale subiectivă despre acest Popescu. Și când vă rog să fiți mai aproape de subiect, repetați tot timpul același lucru. E așa, iertați-mă, nu terminăm niciodată. Timpul meu este foarte prețios. Așa că vorbiți la subiect. Ce a fost, de ce a fost, cum a fost și când a fost. Bine, a venit. Cine? Popescu. Păi atunci de ce nu spui așa? Păi, dar eu am... Bine, dă-i drumul, hai că timpul trece, așa că te rog. A venit Popescu, păzut, chemat, țipat, nebun. M-a mirat, întrebat palme, răspuns, terminat. Ați... Păi da, am terminat. Nu, ați înnebunit? Nu, încerc să fiu concis. Păi, dar așa nu înțeleg niciun cuvânt. Relatați ceea ce este mai important, dar pe scurt. De câte ori să repet? Aha, pe scurt. Ave pop vă cheti mir int răs la pe ni repete se term. Asta e tot? Tot. Bine, o să verific. Și la revedere! O
altă componentă interpretativă pe care ne o dezvăluie acum talentul lui Virgil Ogășanu este cea de cupletist muzical. Să-l ascultăm pe Chirică Arhivarul din muzicalul realizat după comedia lui George Ciprian, Omul cu Murțoaga. Chirică Arhivarul, parale multe n-are, dar e un om de treabă și asta-i lucru mare. Chirică Arhivarul nu e un cineva, dar are un pic de suflet și asta e ceva. De ce să-i faci când n-ai pitaci? Vorba aceea bătrânească, rapi și taci. Nu ești dibaci, de ce să-i faci? Mai înghiți în sec atunci când n-ai cozonaci. Pun și de la cap. Chirică Arhivarul, la greu, la orice ar fi, își spune cu un zâmbet și mâine e o zi. Chirică Arhivarul stă prost cu numerarul, dar nu dă-n ciori cu parul. Chirică Arhivarul. Orice temă umoristică ar aborda Virgil Ogășanu o face cu naturalețe, echilibru și rafinament. Spre exemplificare, alte două fragmente, Reclama alături de Janin Stavarache, Valentin Plătăreanu și Aniversarea căsătoriei alături de Ileana Stana Ionescu. De câte ori văd un pian, mă emoționez. Cum așa? Cum așa? De ce oare? Nu știu, ai ceva conta dacă intrăm în magazinul ăsta și încerc să cânt la pianul cel mic din colț? Știi să cânti? N-aș zice, hai să intrăm și să-ți faci singură o părere, vino. Îți place? Vai, dar e minunat. Exagerezi. Oricum, eu vorbesc de pian, nu de execuție. Îți place? Eu e invers. La pian nu mă pricep, acasă avem discuri. Bună știi? Ziua. Bună ziua. Da. Vi-l punem la pachet? Vreau da. Să zic, îl luați? Nu, mulțumesc. Îl consum aici. Cât costă? $249. Ciudată sumă. Pe asta ne bazăm și noi. Putem să vă facem însă o reducere de $9. Păcat, pe ăștia îi aveam. Nu vindeți în rate? Cum să nu? Da? Mai prost e că nu-l puteți folosi până nu vă dăm și ultimul picior. Noroc că nu are decât 3. Exact, și noi tot în 3 rate îl vindem. Vă supără dacă îl mai încerc? Dimpotrivă, ne și convine. Este pianul nostru de reclamă. Vedeți, acolo instalată și o cameră de luat vedere a televiziunii. Vai, Daria, asta e o idee minunată. Totuși, acesta este adevărul. Fantastic! N-am avut niciodată bani destui, de aceea de mic copil obișnuiam să intru în toate magazinele să încerc pianul. Acum mă descurc binișor, dar de note n-am habar. Mulțumesc, a fost drăguț din partea dumitale că mi-ai permis să cânt. Dimpotrivă, vă rog să treceți pe la casă. Pentru emisiunea de astăzi primiți un bon care reprezintă prima rată pentru pianul visat. Ladies and gentlemen, ați fost de față pe viu la apariția unui nou talent. Un nou Gershwin care fără îndoială ne va încânta cu remarcabilele lui compoziții.
Da, ladies and gentlemen, muzica și dragostea, pianul care a unit odată pentru totdeauna două destine. Și nu uitați, pianul la modă, pianul care se asortează cu mobila dumneavoastră, pianul care încape în orice apartament, pianul casei noastre de muzică, numai $249. 9 dolari bonificații pentru cei care achită suma întreagă. Bineînțeles, la cerere vi-l oferim și în rate. Ladies and gentlemen, vă așteptăm! Astăzi nu mă gândesc ca de obicei, astăzi mă gândesc că ar trebui să fim mai romantici. După 10 ani de căsnicie. Și după 20, dragă. Orice sfârșit de an aduce o nostalgie, o tulburare. Dacă mă gândesc cât a costat masa, cadourile... Lasă, că n-a fost cine știe ce. Nu vezi că musafirii au și plecat? Păi, și dacă am rămas doar noi, ce zici tu că ar trebui făcut? Să numărăm tacâmurile. Nu fi meschin, eu vorbesc din suflet. Spune și tu ceva frumos. Ce? Vrei să sugerez eu? Foarte bine, foarte bine. Stai un pic să mă gândesc. Spune-mi, scumpetea mea. Da, de ce nu reforma mea? Păi nu, nu râde, că vorbesc serios. Ții minte, pe vremuri îmi spuneai prințesa mea dragă. Pe vremea aia mai visam la monarhie. Lasă-mă în pace, pe vremea studenției îți mai aduce aminte cum alintai? Dacă aș mai avea ce aveam atunci, având vise, memorie... Lasă-mă în pace, îți amintesc eu, îmi spuneai inimioara mea. Acum de ce nu-mi spui așa? Cu tensiunea pe care o avem, bate în lemn. Atunci spune-mi ca la prima întâlnire, lumina vieții mele. Poate că nu știi cât s-a făcut kilovatul. Doamne, și ce imaginație aveai, câte epitete nu-mi găseai tu mie. E purașul, căprioarul, gazela mea de porțelan. Acum, cum de le-ai uitat? Nu le-am uitat, dragă, nu le-am uitat, dar la kilogramele tale... Auzi, văd că nu ești de acord cu ce-ți propun eu. În cazul ăsta poftim, spune tu ceva de la tine, ceva care se potrivește și îți face plăcere. Poate să fie și de actualitate. Spui? Da, noapte bună. Monologul radiofonic este un gen care nu are secrete pentru Virgil Ogășan. Vă puteți convinge ascultând următorul moment dedicat unuia dintre simbolurile începuturilor cinematografiei mondiale, celebrul Charlie Chaplin. Omul este poate singurul animal făcător de filme. Nu-mi place cinematograful și m-am hotărât să-l desfințez aici în fața dumneavoastră. Să știți că nu este niciun merit că cinematograful se bazează pe imagine. Păi din definiția pe care Hegel i-a dat lui Napoleon, spiritul universal, călare pe cal, cinematograful nu are ținut decât partea asta a doua, călare pe cal. Și apoi imaginea se repetă. Ați văzut dumneavoastră un film în care dacă este vorba de un om să nu mai apară și un altul? Sau dacă filmul se vrea mai modern și ne arată numai picioarele omului, să nu mai apară și alte picioare? Eu cred că cinematograful s-a născut din necesitatea istorică a femeilor frumoase de a se uita mereu în oglindă, pe așa e, pe un film, fără o femeie, e mut, e surd, ce să mai vorbim? Iainst, lelei mele, iainst, lelei mele. Acum vedeți dumneavoastră și vedetele astea trebuie și ele alese, nu le poți spune așa, așa cu furca pe ecran. Goethe spunea că o femeie frumoasă le anulează pe toate celelalte. Pe nu e rău formulat. Cui nu i s-a întâmplat să meargă pe stradă și să vadă o fată fermecătoare la care se rămână tot simțul estetic și după câteva clipe, când credea că totul e pierdut, dispărut în mulțime, să se izbească de una și mai tulburătoare. Și gata, s-au anulat între ele. Aveau antici un rafinament, egiptenele. Da, că la ele mi-e gândul acum. Nu știu ce-și puneau în păr, în ochi, cu ce-și lustruiau gâtul. Nu se compară cu cele din filmele astea prea tehnicolor. Bine, în privința artei, a înfrumusețării, a machiajului, să știți că nici civilizația noastră n-a bătut pasul pe loc. Pe dacă bărbații, abia dacă au învățat să se bărbelească, și nici măcar toți, și nici măcar de tot, arta înfrumusețării feminine a făcut progrese uriașe. Nu, în privința asta, echilibru cu antichitatea s-a păstrat. Ce vreau să vă spun eu? Că mi-e dor de filmele de altă dată, erau bune, erau notabile. Pe dacă un băiat iubea o fată, asta însemna o acțiune interesantă. Acum
se întâlnesc sute de oameni și nu se întâmplă nimic. Ca să nu mai spun că în filmele despre războaie mor anual milioane de oameni, să știți că dacă nu se va pune capăt unor asemenea producții, în următorii 15 ani, omenirea va dispare și îmi pare rău de ea. Că omenire bună, notabilă, iubește arta, frumosul, uite, vine la spectacole. Mari actori de altă dată care căutau întâmplările cu lumânarea ca Charlot, cel mai mare întâmplagiu din lume. Nu se putea duce până la chioșul din colț ca să cumpere un ziar fără o aventură extraordinară. Mari actori au îmbătrânit. Și noi? Ce exemplu îi dăm noi lui Charlot? Noi ne ducem după ziar și chiar îl luăm. Și asta e tot. Îi mulțumesc. Nu vreau să văd chestia asta în film. Charlot, unde o fi mustața ta cea lipită cu clei pe atâtea chipuri ale râsului? Unde o fi bastonul tău de mareșal cu care loveai și în lună, discret noaptea ca la fereastra unei iubite? Charlot, împrumută-ne și nouă mustața ta romantică și ochii de fosfor. Charlot! Charlot! Actor total, prezent permanent pe scenă, la radio, la televiziune, în film și ca profesor la Universitatea Hiperion, Virgil Ogășanu are porțile sufletului deschise spre cei pe care îi prețuiește și iubește, colegii săi și spectatorii săi. Ați ascultat Mari actori de comedie. Eu niciodată nu mă uit cine stă în spate. Eliminați total alcoolul și tutunul. Nu, nu. Să-ți iasă din cap așa ceva. Virgil Ogășanu. Regia tehnico-muzicală Florina Istodor. Realizatorii Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă cu aceeași plăcere la ediția viitoare.